Salut, amici de șmei simpatici, ce faceți voi astăzi? Noi ne-am adunat aici pentru că aș vrea să filmez un empties, pentru că am terminat câteva produse și aș vrea să scap de ele, pentru că vreau să despachetez și bradul, să fac și curat și bla bla bla. Da, suntem în 14 ianuarie și eu nu am despachetat bradul, îmi place să-l văd acolo, dar astăzi gata cu el. Și am aici o plăsuță destul de plină cu empty, sper să nu mă lase bateria. Și vreau să vă spun și ce port pe buze în cazul în care sunteți curioase. Port acest Shimmer Down, este un ulei de buze cu sclipici de la NYX în nuanța Ping Pong. Îmi place super mult și în ultima vreme am început să port mai mult roz. Asta fiind spuse, zic să trecem la produse, pentru că bateria mea nu știu cât o să țină și aș vrea să vă vorbesc despre fiecare. Nu o să le iau în nicio ordine, le iau aleatoriu. În primul rând am aceste șervețele umede de la Bebelino. Sunt șervețele umede foarte bine îmbibate în soluție. Au avut un preț destul de mic și au fost 80 de bucăți. Le-am folosit pentru mai multe chestii, mi-au plăcut, sunt super ok. Am terminat și niște dischete de machiante de la Mega Image. Nu vi le recomand să le cumpărați pe astea, se destramă, sunt pur și simplu oribile. Am terminat de la Mega Image și un pachet din asta de lame de ras. Îmi plac destul de mult. Eu le folosesc în principal iarna, vara, folosesc epilator, dar sunt super ok. Am terminat și o cremă de corp. Este vorba despre aceasta de la Nivea Care. Pe asta am primit înainte de Crăciun de la Cristina, cadou de ziua mea, și deja e gata. Are 100 de ml, hidratează foarte bine, a mirosit genial, vă recomand. Ia să vedem. Am și un gel de duș. Este vorba despre acesta de la Avon, din gama Avon Naturals Body Care, Charming Black Sherry and Nutmeg Shower Gel. Era din gama de Crăciun, a mirosit foarte bine, a curățat bine, nu hidratează pielea, dar este ok pentru prețul pe care îl are. Am terminat și o apă de gură de la Parodontax. În momentul de față am în baie alta, noua variantă de apă de gură de la Parodontax. Asta clasică îmi plăcea mai mult, doar că din păcate nu o mai găsesc, dar este apa de gură pe care o folosesc eu în fiecare zi de când mi-a recomandat-o medicul dentist pentru problema mea cu gingiile. Este super ok, vă recomand dacă aveți gingiile sensibile. Îmi place, nu are alcool, nu are un gust foarte puternic și își face extrem de bine treaba. Am pensionat și această perie de păr. Este vorba despre o perie de păr pe care am primit-o la Yves Rocher când am cumpărat de 100 de lei. Mi-a plăcut super mult, își face foarte, foarte bine treaba, nimic de reproșat, doar că a început să rupă părul, ceea ce înseamnă că trebuie schimbată, dar vă recomand astfel de perii de păr. Funcționează atât pe părul umed cât și pe părul uscat. Am și un săpunel de la Theo Bouquet. Așa arată el. Pe asta l-am folosit pentru a spăla pânzurile, dar nu îmi place absolut deloc, așa că m-am reîntors la Dove. Și cum vă spuneam că m-am întors la Dove, am terminat și un săpun de la Dove. Cam așa arată el. A fost din gama Restore. With Blue Fig and Orange Blossom. Îmi plac super mult săpunurile astea de la Dove. Le folosesc în general pentru a-mi spăla pensulele. Mi le curăță foarte bine și mi le lasă și pufoase. Le curăță genial, așa că nimic de reproșat. Sunt săpunuri pe care le cumpăr, uneori le folosesc și pe corp pentru că îmi plac, dar da, săpunurile astea de la Dove sunt extrem de bune. Am terminat și aceste șervețele. Văd că mai are aici unul. De la Penny Market. Sunt șervețelele care mi-e plac super mult. Am terminat 3 astfel de cutii, doar am păstrat decât una. Sunt șervețele cu cosmetice, cu două straturi, 150 de bucăți, sunt extrem de bune și uneori le găsiți la ofertă la 2,50 lei, alteori le găsiți la 3 lei, ceea ce mi se pare super ok.
Am pus aici să vă arăt și un detergent de vase. Este acesta de la Fairy. Noi numai cu Fairy spălăm vasele. Mi-a plăcut super mult varianta asta și mai ales că este recipient făcut din plastic reciclat adunat de pe plajă. În general îmi plac toate variantele de detergent de vase de la Fairy. Curăță foarte bine, nu mi-o usucă mâinile, nu trebuie să stau să frec vasele sub nicio formă. Sunt geniale, vi le recomand. Am terminat și un pachet din ăsta micuț de șervețele umede pe care l-am primit de la Cristina, nu știu de unde l-a luat, cred că din Jumbo. Erau 15 șervețele, un bebe, le-am folosit, folosesc destul de multe șervețele umede pentru diverse chestii, mi-au plăcut, foarte mi bate în soluție și dacă l-a luat din Jumbo o să dau o fugă să-mi iau și eu un set din ăla complet, pentru că momentan am de la Dr. Wipes, dar usucă mâinile și usură puțin, vi le recomand pe astea. Am și o mască de față. Este vorba despre această mască care se găsește în farmaciile Catena. Nu știu dacă am mai văzut în altă parte. Sunt niște măști de la Skin Republic Brightening cu vitamina C. Pe ea scrie că în prima săptămână când te-a pus să folosești, să folosești două și asta am făcut. Reduce vizibil aspectul petelor pigmentare, de-aia am și luat-o și da, reduce aspectul petelor pigmentare dacă folosești mai mult. Are vitaminele C, E și 7 extracte de plante, ajută la redarea luminozității și la netezirea pielii, antioxidant și hidratant. Îmi place super mult măștile astea, am două consumate, momentan n-am făcut cură, cred că de doar de două. Dar urmează să mă mai duc să-mi iau. Sunt la un preț de 17 lei întreg, 15 lei cu reducere. Vi le recomand, sunt super bune. Mie mi-au plăcut foarte mult și mai ales aici scrie jos că nu sunt testate pe animale. Într-adevăr mi-a redus din aspectul petelor pigmentare. Bine, am început să folosesc și produse care tratează chestia asta. Îmi plac super mult și eu nu prea folosesc în general serul cu vitamina C pentru că nu mă înțeleg cu ele. Odată la ceva timp o astfel de mască, din punctul meu de vedere, este super ok. Am terminat și un pachet de șervețele de la Wet Hankies. Îmi plac, sunt antibacteriene, au miros a lămâie, șterg foarte bine și dezinfectează, doar că problema mea cu ele este că mi-o sucă puțin mâinile. Dar în rest sunt niște șervețele foarte bune de avut în geantă, dacă nu le-ați încercat, vi le recomand și mai ales dacă vreți ceva antibacterian. Gen să nu aveți și gel antibacterian și ăsta, sunt ok. Evident, o altă mască. De care vă spuneam, de la Skin Republic, tot cu vitamina C. Am terminat și un din ăsta de rodoi. Nu, nu, bine, noi cumpărăm câte două din astea de obicei, dar nu le păstrez pe toate, vă păstrez doar ce mi-a plăcut. Varianta asta mi-a plăcut super mult, este cu freze și flori de tei, curăță foarte bine, lasă rufele extrem de moi, nu e neapărat nevoie să pui balsam. Și are 24 de capsule, am dat undeva la 20 de lei pe el, nu sunt nici foarte scumpe și ce 24 de capsule aveam. Și ce îmi place este că eu având o geacă roz deschisă, tot timpul mi se murdărește la mâneci. În momentul în care folosesc astfel de detergent, nu am nici cea mai mică problemă cu ea, se curăță instant și da, îmi spăl geaca la mașina de spălat fiind de fâși. Îmi place super mult, curăță foarte bine și nu am alergie la el cum am la Ariel. Este puțin mai blând, probabil. Nu lasă hainele chiar atât de aspre, dar da, îmi place super mult și vi-l recomand. Am încercat mai toate variantele de la ei. L-am avut pe cel mov, ăsta și în baie acum am unul cu roz. Am terminat și unul din bureței ăștia, unul l-am în baie de la Eco Tools, Look Beautiful, Life Beautifully. Sunt bureței de celuloză pentru curățarea feței și curățarea măștilor de pe față. Pe ăștia am primit de la Sabina, îmi plac super mega mult. Sabina, să-mi spui cât ai dat pe ei și cum pot să iau, pentru că mi-au plăcut extrem de mult. Își fac treaba destul de bine și uitați-l că a fost destul de folosit și încă arată
decent. Nu sunt nici prea aspri, nici prea blânzi. Sunt super mișto. Vi recomand dacă nu i-ați încercat. Îmi doresc tare mult să îmi mai găsesc, pentru că pe cei de la Calypso nu prea găsesc tot timpul și am avut unii din Carrefour care nu au fost mai ok, dar ăștia știi de la Calypso îmi plac super mult. Încă o dată, mersi de cadou. Bun. O să arunc și acest lac de unghii, pentru că din păcate nu mai pot să mai iau de aici, pentru că din păcate s-a cam îngroșat. Era de la anii 950, nuanța în cazul în care vă interesează, și era 6 în 1, top coat, bază, tratament, bla bla bla. Mi-a plăcut super mult, dar din păcate nu mai am cum să mai scot de aici. Am terminat și apa, doamne, loțiunea tonică de la Elmi Plant, așa arată ea. În prezent o folosesc pe cea pe care mi-a dăruit-o Sabina, o aveam pe asta deschisă când am primit-o pe aia de la ea. Este loțiunea tonică cu gutuie, ei spun că ar fi pentru tenul normal și mixt, eu am tenul uscat și mă înțeleg cu ea genial. Îmi tonifică tenul, îl hidratează, deci e pur și simplu genială. Dacă nu ați încercat-o, vă recomand. Este cea mai bună loțiune tonică pe care eu am încercat-o până acum. Nu mi-o sucă tenul, îmi curăță rezidurile, nu mai apar atât de multe puncte negre de când o folosesc și da, vă recomand. E super mișto asta. Plus că nu e nici scumpă și va ajunge destul de mult. Mai am aici și o rezervă de Glade din asta. Așa arată el. Este din ediția de Crăciun cu... Să mor eu dacă înțeleg ce scrie aici. Mă scuzați de expresie. Să nu vedem că sunt în română. Așa. Nu scrie. Apple Kiss atât. Da, mă rog, miroase amăr și ascorcișoară, cred. Pe mine la asta mă duce cu gândul. Îmi plac super mult chestiile astea de la Glade, parfumează super bine. Noi avem un de la care dozează automat, două avem prin camere și avem un din ăla pe care apeși în baie. Sunt super ok, îmi plac mult. Cam scumpe rezervele, dar sunt ok. Am mai terminat o loțiune de corp, este vorba despre aceasta mică de la Yves Rocher. Este o loțiune care hidratează foarte bine. A fost din colecția de iarnă de acum, mi-a plăcut super mult, este super ok. Hidratează, se absorbe repede, ține destul de mult chiar dacă este atât de micuță. Pe asta am primit o cadou de la Cristina de ziua mea, mă rog, am primit un set cu mai multe chestii. Mai am foarte puțin în gelul de duș. Și mai am din balsamul de buze, dar asta s-a terminat prima. Mi-a plăcut, o folosesc să mă dau cu ea pe burtă, pentru că în ultima vreme este singura zonă în care este mai dată cu ceva, pentru că, na, trebuie. Dar da, vă recomand dacă nu ați încercat-o, mi-a plăcut super mult. Sincer, mai mult mi-a plăcut gama de anul trecut, dar, na, asta e. O să arunc și acest balsam după epilat, pentru că mai am foarte puțin în el și eu nu folosesc în general. Am tot tras de el să îl termin, doar că din păcate a cam expirat, mai are cam atât în el. Îmi place doar că uit să-l folosesc, pentru că în momentul în care mă epilez cu lama și ies din baie, mă dau cu cremă și mă dau inevitabil pe tot corpul, inclusiv pe picioare. Uit că pentru picioare am ceva special de folosit sau pentru zonele epilate. Dar în general folosesc creme care nu au extrem de multe substanțe care se dăuneze, așa că le pot folosi inclusiv pe zonele epilate și nu am niciun fel de problemă, deci îmi plac super mult. Ăsta a fost bun, a fost răcoritor, s-a absorbit repede în piele, nu pot să zic că a făcut mare chestie și că mi-a calmat extrem de rapid iritațiile, dar e ok. În cazul în care vreți să folosiți ceva special, e ok. Eu am realizat că nu are rost efectiv, pur și simplu folosesc aceeași cremă și are același efect. Am terminat și un deodorant de la Dove. Este acesta cu nucă de cocos. Mi-a plăcut super mult. Este cu nucă de cocos și asomie, două dintre mirosurile mele preferate. Protejează foarte bine, știți că în general îmi plac deodorantele de la Dove. Protejează foarte bine, miros bine. Nu lasă urme de transpirație, nu-mi lasă urme pe haine. Are 0% alcool, într-adevăr are aluminiu, dar în general deodorantele care nu au săruri de aluminiu, ce credeți, nu vă protejează. Da, deci
m-am interesat și eu am întrebat un dermatolog dacă ar fi mai ok să folosesc fără aluminiu și mi-a zis e ok, dar trebuie să-l aplici din două în două ore. Deci, eu nu o să renunț niciodată la deodorantele astea, oricât de mult ar spune oricine, da, mă uit să nu aibă alcool, dar la sărurile de aluminiu avem nevoie pentru că ele blochează oarecum mirosul neplăcut. E ca și cum ați folosit bicarbonat, da? Deci mi-au plăcut super mult Nourishing Secret, se numește Restoring Ritual, antiperspirant, protejează, miroase bine, nimic de zis, nimic de reproșat, îmi place super, super mult. Bun. Ce mai am aici? Am o mască cu cocos, ce credeți? Și de această dată este una din maștele pe care le-am primit de Crăciun. Este Coconut and Clay Peel Off Mask. Mi-a plăcut super mult, a extras extrem de bine tot de pe față. Pe asta le găsiți în Mega Image, cred că de acolo mi-am luat-o. Mie îmi plac maștele exfoliante de la Seventh Heaven, mai ales că dacă au și diferite mirosuri plăcute. Extrag foarte bine tot ce au de extras, curăță tenul în profunzime și odată la ceva timp le folosesc. Și asta mi-a plăcut în mod deosebit pentru că avea cocos. My obsession. Bun. Mai departe. Am terminat și serul de față cu colagen de la Elmi Plant. În prezent am tot unul de la Elmi Plant, dar este o altă variantă, este cel cu acid hialuronic. Și tind să cred că îmi place mai mult, are perle de acid hialuronic și parcă tind să zic că ăla îmi place mai mult. Oricum, îl mai folosesc, vă mai spun, îmi place super mult și ăsta facilitează absorpția cremei în piele, lasă tenul proaspăt și revigorat. Nimic de reproșat, cred că toată lumea laudă în ultima vreme, deci Elmi Plant is the best. Și sincer, în rutina mea am crema de ochi de la Elmi Plant, loțiunea tonică de la Elmi Plant, serul de la Elmi Plant, acum mi-am cumpărat și gel de curățare de la Elmi Plant. În general îmi plac produsele Elmi Plant. Am terminat și o cremă din asta de față, este una pe care am primit-o în advent calendar. Așa arată ea, era L-Carnosin de la Dr. Suzanne Van Schmidenberg Anti-Age Cream, o cremă care mi-a plăcut super mult și deși am avut cantitatea asta minusculă în ea, că a avut 15 ml sau 10 sau nu știu cât a avut, 15 ml, vreau să zic că este atât de grasă încât vă ajunge extrem de mult și nu o să arunc recipientul ăsta, asta o să mi-l pun deoparte pentru că vreau să îl curăț foarte bine și în momentul în care plec pe undeva să îmi iau cremă pentru că este un borcanel din sticlă. Este o cremă care hidratează pielea în profunzime și îți lasă o ușoară peliculă. O foloseam în general noaptea pentru că machiajul nu se așează foarte bine peste ea, dar îți hrănește și îți dă un plum așa la față din profunzime. Mi-a plăcut super mult. Din păcate are un preț cam exagerat din punctul meu de vedere pentru ce face. Găsiți creme și mai ieftine care să facă chestia asta. Singura diferență este că am văzut la hidratare și că mi-a umplut un pic liniile fine, dar nu extrem de mult. Deci n-a făcut o diferență prea mare, dar este un produs dermatocosmetic din câte văd eu. Da, de plăcut mi-a plăcut, a hidratat și a făcut destul de bine treaba. Este o cremă grasă care nu se absorbe chiar atât de repede în piele, trebuie să lucrez puțin cu ea, dar cred că este mult mai potrivită pentru un ten mai matur decât ce am avut eu, decât tenul meu, dar am încercat-o pentru că eram curioasă și da, mi-a plăcut. Și îl pun aici în spate ca să nu cumva să-l arunc din greșeală. Am terminat și un parfum din asta mini, este vorba de Oui à l'amour de la Yves Rocher. Un parfum destul de dulce și floral, mai mult floral, ușor pudrat. Un parfum lejer din punctul meu de vedere pentru că pe pielea mea nu persistă foarte mult și mirosul nu este extrem de
nu neapărat de persistent, nu este atât de tare, miroase tare în momentul în care îl dai, dar după se domolește. Era un parfum pe care am putut să-l folosesc și vara, l-am avut în geantă, așa că e ok. Deci dacă vreți un parfum dulce floral care să nu fie prea in your face, cum îmi plac mie, vi le recomand. Sincer, pentru mine, aș opta pentru ceva mai dulce. Sau, mă rog, ceva mai puternic. Arunc și acest gel de ochi, fapt de ochi, de la Marc. L-am folosit într-un tutorial cu voi, din păcate s-a uscat. N-am ce să-i mai fac. Arunc și crema asta cicatrizind de la Tis. A fost o cremă foarte bună, cu tătăneasă, sunătoare, mușețel și gălbenele pentru arsuri și iritații și face extrem de bine treaba, doar că mie mi-a expirat, o să mă duc să mi-o recumpăr pentru că e bună de avut în casă. Am mai terminat o fitomască pentru față, așa arăta ea. Era de la Plantline, mi-a plăcut super mult, ea și că ar fi antirid, pișca puțin fața când o puneai, n-am observat să facă nimic antirid, dar hrănea, era o mască din aia gen leave-in pe care o lași pe ten, mi-a plăcut, dar de recumpărat nu o să o recumpăr pentru că îmi plac mai mult cele de la Yves Rocher. Am aici ambalaje de la o lumânare pe care o ard acum și nu o să mai pun în empty după ce se termină. Este tot o lumânare de la Glade, așa arăta ea și era cu, se numește Deep Amber Hill, era cu ambră și încă ceva, da, cu ambră și coacăze, miroase super bine, o am și acum îi mai dau drumul din când în când, super ok. Am terminat și o cremă de mâini de la Yves Rocher, este tot din noua gamă, tot așa o variantă mini. Mi-a plăcut super mult, hidratează mâinile, e super ok de avut în geantă. Eu am folosit-o prin casă pentru că în geantă am o cremă de la Avon. Sunt super mișto cremele astea de mâini de la Yves Rocher, hidratează și nu lasă aspectul ăla lipicios de care fugim mai toți. Un alt produs pe care îl arunc pentru că mai am foarte puțin în el, dar deja gata, s-a separat, nu-și mai face treaba cum trebuie, este o mască peel-off de la Seventh Heaven cu castravete. Asta a fost, atât a putut să ducă. Am terminat din ea cât am putut, a mai rămas cam atât. Având în vedere că mă exfoliez, nu știu, odată la 2 săptămâni, pentru că odată folosesc o mască de la Avon, odată o mască asta și mi-a ajuns destul de mult timp, îmi plac măștile peel-off. Astea la tub nu mi se par atât de concentrate ca cele la pliculeț, adică nu mi se pare că extrag atât de bine, dar a fost ok. Dacă știți că vă exfoliați mai des sau că faceți măști peel-off mai des, da, vă recomand. Dacă nu îmi plic odată la ceva timp, e mult mai ok decât să folosiți o chestie de asta care la un moment dat expiră sau se separă și nu mai aveți ce să faceți cu ea. Dar da, ea în sine ca și mască a fost foarte bună. Am terminat și picăturile astea de la Sis. De fapt, mi le-am pus în crema de față de la Yves Rocher pentru piele sensibilă pe care o folosesc. Sunt picături cu colagen și probiotice. Îmi plac super mult. Au dat puțin boost cremei, pot să spun, adică se simte. Dar nu știu dacă le-aș recumpăra neapărat, nici nu știu dacă se găsesc, asta a avut 5 ml. Cred că se găsesc în Douglas, că în advent calendarul de la ei le-am găsit, dar dacă doriți să le încercați, da, vi le recomand. Adică oferă un boost, de exemplu, seara nu mai foloseam serul cu acid hialuronic de la Elmi Plant, îl foloseam doar dimineața cu acid hialuronic, doamne, cu colagen de la Elmi Plant, îl foloseam doar dimineața și mi-am pus picăturile astea în cremă și atunci am adus un aport de colagen și în crema de față și da, se simte. O să arunc acest balsam de la Nivea, este Watermelon Shine, a fost din gama aia Melt In, doar că din păcate ăsta nu s-a topit. Nu. Am mai avut unul cu mango, cred că e și ăla pe aici. Ăla a fost genial. Ăsta, nu. Deci e mega, mega tare. Ce mai am aici? Mai am un fond de ten pe care l-am terminat.
Este de la Oriflame Jordani, așa arată el, din păcate este pătat și da, se vede așa, dar de avut nu mai are. Un fond de ten care mi-a plăcut super mult, vi-l recomand dacă nu l-ați încercat. Are o acoperire medie, mică spre medie. Este un fond de ten hidratant, este Longwear Mineral Foundation, cel care mi-a plăcut cel mai mult dintre toate. Rezistă, nu necesită neapărat fixare cu pudră dacă aveți un ten uscat. Și eu l-am folosit în ziua cununiei și a fost super mișto, deci da, vi-l recomand dacă nu l-ați încercat până acum. V-am vorbit despre el și în clipurile în care vă recomand fond de ten, așa că it's ok. Mai departe mai am un gel de duș, este vorba de acesta de la Yves Rocher. Este un gel de duș cu cafea, Coffee Bean. V-am mai spus că ador gama asta de geluri de duș cremă de la Yves Rocher. Hidratează pielea, miros bine, îmi plac super mult, plus că ambalajele lor sunt reciclabile. Vi le recomand dacă nu le-ați încercat până acum. Sunt niște geluri de duș cu arome diferite. Îmi plac mai mult astea decât cele gel. Cele gel mi se pare că usucă puțin pielea, dar astea cremă sunt super mișto și te ține și super mult în recipient din asta. Nu știu, cred că l-am avut aproape o lună întreagă. Ia să vedem. Mai avem ceva pe aici, doar două produse. Am terminat și apa de trandafir. Aceasta este. Eu nu prea o foloseam pentru că pe ea scria că nu se folosește pentru față, dar am vorbit cu Denisa și mi-a zis că o pot folosi pe față. Super mișto, în loc de loțiune tonică vă recomand. Și am terminat și rimelul ăsta 5-in-1 Genius / Mascara de la Avon. Din păcate a ținut destul de puțin, s-a uscat destul de repede, dar îmi place, dă un volum extrem genelor și le alungește. Vi le recomand dacă nu le-ați încercat până acum, este mega genial. Bun, ăsta a fost clipul de astăzi pentru că îmi clipocește bateria. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like, un share, subscribe. Dacă nu sunteți abonați, pe mine m-a găsit și pe Instagram cu ID-ul mihaelavulcu91. Și până data viitoare, să fiți frumoase, fericite, pentru că asta este tot ce contează. Bye, bye!